Autoritățile ne asigură că starea de urgență nu va fi un impediment pentru achitarea pensiilor și altor prestații sociale în luna aprilie. Plățile vor fi efectuate în timp util. Comisia pentru Situații Excepționale a dispus ca instituțiile bancare să prezinte Casei Naționale de Asigurări Sociale informația privind beneficiarii de conturi de salariu de servicii prin intermediul instituției, conform formatului agreat de părți. Începând cu 1 aprilie 2020, Casa Națională de Asigurări Sociale va asigura transferul prestațiilor sociale, cum ar fi indemnizațiile familiilor cu copii, indemnizații de maternitate, indemnizații paternale, indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă la conturile bancare de salariu ale beneficiarilor.